facem mai repede decât de obicei, venind în întâmpinarea publicului care dorește să vină la teatru, trebuie spus că vom acorda o egală importanță spectacolelor pentru copii. Sper că la sfârșitul anului să reușim să le schimbăm aproape 50% repertoriul să... și performanța să fie în sensul descoperirii noilor tehnologii în materie de animație și mai ales demânuire a marionetei. Festivalul UNIMA, de fapt congresul UNIMA, întâlnirea profesională de la Târgoviște, a contribuit mult la acest deziderat. O să începem prin a aminti ce am făcut în vară. Spectatorii își imaginează că noi ne odihnim în vară. De fapt, în vară participăm la festivalul și pregătim spectacolele noi stagiuni. În primul rând, am participat la Miturile Cetății cu spectacolul Furtuna Joc Secund. Ultima producție a teatrului este după textul lui Shakespeare, unde Liviu a jucat un rol comic. El nu joacă rolul comice numai în materie administrativă în teatru, joacă chiar și pe scenă. Otello, al doilea spectacol important, a doua comedie în care joacă Liviu Cheloiu. Știți cum e, când nu țese tragedia, este o comedie foarte bună. A participat la festivalul Ulița de la Cracovia, în Polonia. Este un mare festival. Și cei din Polonia, de la Teatrul CTO, au participat la festivalul Babel, două ediții, cu Peregrinus anul trecut și cu încă două spectacole anul acesta. Deci se leagă lucrurile din punctul acesta de vedere. După cum vă amintiți, am semnat un memorandum cu Asociația Teatrelor din Seul, memorandum care presupune schimburi de artiști, schimburi de spectacole, invitații la diferitele universități pe teme teatrale.